mi-a zis că s-a uitat pe TikTok și că a văzut că și a văzut și pe YouTube că Dragnea prezintă rețete de bucătărie și că spune: am furat această rețetă. Deci Dragnea, mi se pare foarte amuzant și că i-a scris și lumea. Deci Dragnea nu se poate abține să nu fure, da? Deci Dragnea și în vlogurile pe care le face fură de undeva ceva. Fură o rețetă. Acum, faptul că a furat rețeta a spus-o chiar el. Și eu am spus la mișto, ne-am distrat pe tema asta, a zis: păi, ți-a așteptat cineva ca Dragnea să nu fure ceva? Că fură o rețetă. Când merge la restaurante el, în calitate de client, să fie atenți cei de la restaurant, că poate le fură scrumiera, poate le fură sarea și piperul de pe masă. Chiar se fură. Am fost la un restaurant și nu era sare și piper. Și când am întrebat ospătarul, zic: nu vă supărați, de ce n-aveți solniță pe fiecare masă? Și mi-a zis, zice: domnul Mălin, n-o să credeți, dar se fură. O fi fost Dragnea în acel restaurant? Deci oamenii trebuie să fie foarte atenți, cei din industria Horeca, pentru că dacă apare Dragnea, să fie atenți că ăsta șterpelește. Totul e pe bază de furt la el, deci nu se poate abține. În modul cum s-a îmbogățit a fost pe bază de furt. În ce a făcut ca politician a fost pe bază de furt, nu? Pentru că aia a fost o formă de furt. Ce a făcut el, dosarul în care a fost condamnat, dosarul, al doilea dosar pentru care s-a dus la pușcărie, nu? El a furat din banii orfanilor din Teleorman. Acele femei care erau plătite din banii orfanilor din Teleorman îi prestau lui servicii la partid, îi făceau cafeaua dimineața și ele erau plătite din banii orfanilor, da?